început ziua prin a merge la... Valley of Fire. E prima oară și pentru mine, deci tare liniștită. Valea Focului, nu? Da. Cred că tot astăzi voi încerca și să mă arunc de pe stratosferă. O să mă dau într-o chestie care e și la noi în București. E o chestie care te duce așa în sus, 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 sus și pe aia îți dă drumul. Aoleu, aia îmi place așa mult! Bine, aia îmi place la noi în București, că are vreo 10 metri, cred. Asta de aici are foarte mult. Ștefan a oprit și a luat niște chestii, cred că... Așa că sunt fel de cârnăciori ceva. Efectul de lor. A, mieși. Foarte bun. Bine, înseamnă ceva de-a noi. Sau așa, așa. Cum ar fi să fie numai semne cu... Nu, interzis. Întoarce-te. Ultimul avertisment, întoarce-te. Te rog, te implor, întoarce-te. Păi așa e GPS-ul raza. Valea Morții se cheamă? A, nu, Valea de Foc. A. Am ajuns și este absolut superb. M-am și schimbat pentru că vom profita de acest loc frumos și o să facem și niște filmări. Ah, ce tare e nisipul ăsta. Am luat-o prin bălărină. Acolo. Cum adică vreți să ajungem acolo? Nu sunt animale pe aici de astea nebune, nu? Ok. Eu m-am descansat. Oh, Doamne. Ce-ai pățit? Frigie. Mă, luat 5 mile? Da. Asta îmi place. Deci acolo să te duci, da? Hai că mai vorbim dacă e. Bă, dar ce tare! Genial pe aici, e absolut genial. What the fuck se aude? Ce e aia? Suna câine și acioară în același timp. O vezi? O vezi? De unde e? What? Am ajuns la o altă zonă. Cine ajunge primul e câștigător! Poate cad pe aici. Eu ajung prima. Să înceapă distracția, zic. Mă dau un liftul ăla nebun. E un parc de distracții pe cea mai înaltă clădire. Șoarecul vrea să dea într-un lift care te aruncă. I am. She's excited. I am. No. Oh. No. De ce am eu emoții? Nu știu. Ăla-i moalul. Mamă, e pe mic moalul. Ce vrei să faci? Haide! Nu știu cât o să auziți de la vânt, însă tocmai am urcat pe cea mai înaltă clădire din Vegas și am treaba asta. Uite și cum, trage cu putere! Asta-i tot ce mă ține! Da, da, da! Asta-i papar! Nu, nu! Super. It's very safe. Let's hope so. Welcome to the Big Shot, the world's highest thrill ride. For your own personal safety, please keep your heads back against the headrest at all times. Once again, place your hands against the headrest while the ride is going. Enjoy your ride. Mamă, 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 mamă. Aoleu, ce-a plecat. Boss. Aoleu. Mamă, ce m-a speriat. Aoleu! Ia uite cu soare! Welcome back!
Cum e șoare? Cum e șoare? Foarte tare. Dar că nu mă așteptam la asta. Mă așteptam la cu totul altceva. M-aș mai da o dată. De ce? Pentru că e foarte tare, dar nu mi-e să cred că a fost atât de scurt. Eu am crezut că facem asta de vreo 2-3 ori. Bravo! Te-ai speriat? Nu, dar că a fost dubios la un moment dat când te ridică foarte tare, când mi-a dat drumul, s-a înfundat tot. 3 secunde s-a înfundat tot. Hai că ți-au făcut și poză în sport. Eu am tot așteptat să se mai întâmple ceva, dar nu s-a mai întâmplat nimic. Dar e foarte tare. Mi-aș dori să te dai și tu. Nu, nici nu mă gândesc. Astea la înălțime, la mine nu merg, nu funcționează. Bă, dar sunt în viață, a fost fantastic. O nebunie, nu alta. Ideea e că m-a luat foarte prin surprindere. Nu mă așteptam să pleci atât de repede și nici să se termine atât de repede. Mergem să luăm bilete la Cirque du Soleil. Super. Hai de bebe, lasă-mă să fiu. Aoleu, o nu mai pot. Aoleu. Din moment ce la K nu putem merge în seara asta, fiindcă nu este show-ul în seara asta, o să mergem la grădina zoologică. N-am mai fost la o grădină zoo de când eram mică. Mai mică de atât. Am ajuns. Am ajuns deja într-un loc în care Ia uite. Ce drăguț. Hai repede. Că e un show aici de maimuțe ca tine. Joacă cu basket, vezi? Ia uite. Te-au dat? Da. Da, ce tare te-au dat. Vezi dacă stai aproape. Dă băiat. Da. Mamă, dar ce bud ești. Păi vezi dacă te dai la delfin în papuși de casă. Aui, leu. Ce frumos și-ți vezi? Tocmai am fost udat. Uite-l de un delfinaș. Foarte drăguț, n-am mai să mă supăr. Ia uite, ce m-am speriat. Mamă, ce m-am speriat, Ștefan. Credeai că e vreun tigru? Nu, am crezut că e vreun șopârlă ceva. Și acum suntem în habitatul felinelor. Aici sunt toate pisicuțele astea. Rele. Sunt rele, dar sunt frumoase. Da. Ca tine. Aoleu, ce doarme, bălănești, că-i bimbo. Cât ești de frumos sau frumoasă, Dumnezeule. Mai. Pe cât de tare mi se pare că sunt aici și că am ocazia să le văd și să le admir, pe atât de tare mi se răbesc sufletul că sunt în niște, îmi vine să plâng, niște cuști. Tocmai am intrat în locul secret al delfinilor. Cam asta e toată bucata de zoo de aici, e foarte mică, dar au niște animale spectaculoase și extrem de frumoase. Vreau să mă arunc de pe clădire! Mi s-a făcut programare cam în jumătate de oră, fiindcă e full, dar mergem deja sus să vedem care e treaba. Deci am să mă arunc. Ready? Foarte. Îmi dai panică când zici în continuu. Păi mie mi-e frică de mor, ești de bună? Doamne, mie mi-e frică de mor. N-am nimic, tu mă faci de mine agitată. Eu te fac? Da. Doamne. Îi dă lacrima. Are emoții de dă lacrima. Ia uite. Dar mă gândesc că e super safe, așa că prea are ce se întâmplă. Nu? And then your necklace, okay? Adame! Adame! Mamă, ce curajoasă e!
Ready? Ready? Back here. Doamne și domnilor, priviți cea mai curajoasă fată. Se pregătește să sară de pe cea mai înaltă clădire din Las Vegas. Cum te simți? Fantastic! E cel mai sigur, stai liniștită. Da, sunt foarte calm. Ești calmă? Yeah. Da, sigur. Nu, I want. Yeah. Partea mea bună. Să-l vedem dramatic. Tu te gândești la cum sară, serios? Da, câte kilograme ai? Cu toate treaba, 53. Nu-i rău. Zi-mă, nu ți-e frică deloc? Nu. Serios? Serios. Îți spar camera asta de supărare. Bravo. E ok. Mai am atât de puțin până mă arunc. Și eu o să filmez toată treaba cu ăsta, ca să vedeți ce se întâmplă cu fața mea acolo sus. Cu pipa! Yeah. Hai, du-te cu doamna. Nu cu domnul, cu doamna. Să ai succes, da? Da! În 3 minute sare. Mi-au dat oamenii voie să... Aoleule! Am emoții mai mari. 1 minute for Christina to jump. Ok! Oh my god! Aoleu, un minut. 30 seconds for Christina to jump. Aoleu, nu mai întreb cât, ci numai 30 de secunde. Take a step backwards for me. Mi-a emoții, gata. De acolo o să sară. Vai de mine și de mine. Am făcut o poză. Super, am emoții, mi-e frică, gata, e oribil. Aoleu, mi s-au muiat picioarele. Ok. Mains on. Mains on. Backup's good. Backup's good. Everything is safe, no? Everything is safe, no? Yeah. Hai, șoarci. Hai. Okay. Toes on the edge. Oh my god! Put them right on the yellow for me. Wait for my count. Good. She comes. 3, 2, 1, go! Dumnezeule! Cum a fost? Cum a fost? Primele declarații la caldă. A fost genial. Primele 3 secunde a fost groaznice, după a fost fantastic. Mai vreau o dată. Mi-au răclimat ochii. Okay. Asta e problema. Ți-au tremur picioarele? Un pic. Zic cum te simți. Un pic. Un pic, stai, lasă-mă un pic să... Nimic, zi tot! Mă doare capul, gâtul cât m-am uitat în sus. Mi s-au răstălmăcit chestiile în cap. Foarte tare. M-am aruncat pe ce a zis 1, 2, 3, sari. Ok, haide! Bravo, mă! Mi-au zis, dacă nu te simți pregătită, rămâi. Bravo! Dar n-am rămas, dar nu eram pregătită. Bravo, șoarece! Ești cea mai curajoasă. Felicitări! Da. Mulțumesc, nu mai aveam ce să fac acolo sus. Da, bă. Mulțumesc lui Dumnezeu că a ajuns cu bine. Deci o să vedeți cât de mult am țipat. Bravo! Yay! Tot aceea țicat, tot aceea țicat de curaj? Nu. Da? Ba, da? Sky jump la așa? Da. Mă doare gâtul, n-am țipat în viața mea cum am țipat acum. Mai vreau o dată buză! Genial! Să ne putem urca.